În primul și în primul rând, aș vrea să-i mulțumesc lui Răzvan și toate echipele de la Speakers Arena pentru că mi-au dat posibilitatea să vorbesc astăzi de aici. Și m-am tot gândit ce aș putea să vorbesc, să fie în context cu ceea ce se întâmplă aici, cu lucrurile extraordinare pe care eu consider că se întâmplă aici și în plus să aduc și valoare, să aveți ceva cu care să plecați acasă. Și atunci pentru că unul din proiectele noastre se numește Trezește banii din viața ta, am zis să îi aduc o tentă de Speakers Arena și am zis prezentării mele Trezește banii și cu vocea ta. De ce? Câți dintre voi ați vrea să câștigați și bani cu pasiunea pe care o aveți? Ce întrebări cum știu așa? Din nou, pune și tu niște întrebări ca să fie. Dar e foarte interesant pentru că în proiectul ăsta Trezește banii cu care noi umblăm prin țară, spunem oamenilor că banii ne pot fi prieteni. Și dacă nu ne sunt prieteni, este în principal dintr-un singur lucru. Pentru că avem niște blocaje mentale care ne țin pe loc. Unul dintre blocajele mentale care ne ține pe loc este cum să fac eu să fac lucruri care să-mi facă plăcere și în același timp să-mi aducă bani. Nu se poate așa ceva. Trebuie să fac lucruri grele, trebuie să fac lucruri care nu-mi plac, trebuie să fac lucruri care mă enervez și pentru asta sunt plătit. Dar eu cred că nu e adevărat. Eu cred că putem să facem lucruri pe care le facem cu pasiune și în același timp oamenii să ne plătească pentru asta. Lucruri pe care le face de fapt gratuit, de foarte multe ori sunt foarte apreciate de ceilalți. Numai că sunt apreciate nu pentru că tu le faci cu plăcere, ci pentru că tu aduci valoare în viața celorlalți. Și în momentul în care tu aduci valoare, ei nu se uită neapărat la vitalitatea ta, la viața ta, la energia, la pasiunea pe care o pui tu, ci la valoarea pe care o primești și ei. Pentru că în momentul ăla rezonează și spun, și eu pot să fac lucrul ăsta. Și cu asta aș vrea să vin aici la Speakers Arena, pentru că mi se pare foarte interesant ce se întâmplă aici. Mie mi s-a întâmplat ceva foarte frumos acum vreo 7 ani. M-am trezit și eu că vreau mai mulți bani. Da? Tare, nu? Și sunt sigur din sala asta care i s-a întâmplat așa ceva. Bine, am găsit și o idee care să-mi placă. Este un business de network marketing în care am fost obligat să fac prezentări. Și dintr-o dată mi-am descoperit 2 pasiuni. 1. Să vorbesc despre bani. 2. Să vorbesc. Și în momentul în care le pui pasta la un loc, lucrurile se schimbă în viața ta și în viața celorlalți. Și am zis, hai să vedem cum am putea să facem lucrul ăsta și pentru voi. Pentru că ceea ce creează Răzvan aici e o pepinieră. Mi se pare extraordinar că oamenii vin aici să învețe cum să spună în public despre pasiunile lor. Și eu atunci când am început, acum vreo 7 ani, nu exista așa ceva. Nu exista un context în care să mă manifest. Și a trebuit să fac lucrul ăsta prin așa numitul trial and error. Să încerc să greșesc, să cer feedback, iar să greșesc, iar să încerc și tot așa. Și consider că în momentul ăsta avem de fapt o rețetă. Pentru cei care vor să facă din pasiunea lor un instrument, un vehicul de a câștiga bani, pot să facă lucrul ăsta. Și poate ar fi bine să vă spun un pic despre povestea mea, că se spune că unul din punctele forte dintr-o prezentare este propria ta poveste. Și aici vreau să vă scot în evidență 3 lucruri din povestea mea. Introducerea, prinsul și încheiere. Că orice... Nu glumesc, nu sunt doar 3, sunt 4, că există o continuare la povestea asta. Dar foarte pe scurt, am început să vorbesc, am început să mă instruiesc ca să pot să-mi dezvolt business-ul, am început să vorbesc și să le spun oamenilor despre pasiunea mea, în ideea de a ajuta. Și prin 2010, oamenii s-au întrebat, sau m-au tot întrebat, băi, tu când îți faci propriul tău seminar? Că tot mergi la o grămadă de cursuri, în paranteză fie spus, fiind acum momentul autolăudării, sunt probabil singurul om din România care a mers de 5 ori la Tony Robbins. De 5 ori. Ca să vedeți ce pasiune am pentru, eu știu, pentru transformare și pentru creștere și pentru lucruri de genul ăsta. Și oamenii m-au întrebat, băi, tu când pornești primul tău seminar? Și în 2010, prin august, s-a întâmplat și lucrul ăsta cu mai mulți prieteni. Am creat un proiect, se numește Trezește banii din viața ta. Chiar așa de curiozitate, câți dintre voi știți despre proiectul ăsta? A, sunt câteva. Și cam toți. Cam toți. Da? E bine prin care vrem să le spunem oamenilor, domnule, dacă vrei să ai rezultate în viață, dacă vrei să ai mai mulți bani, prima dată e important să schimbi gândirea. Pentru că de acolo, din programele pe care le-am primit, nu ai cum să acționezi ca să ai rezultate. Și povestea mea spune ceva de genul următor. Am început să facem seminarii
și ne-am dat seama că sunt din ce în ce mai mulți oameni care sunt interesați de lucrul ăsta. Și am făcut seminare gratuite, pe urmă workshop cu plată, iar seminare gratuite, iar workshop cu plată, am cerut feedback și l-am îmbunătățit tot timpul. E bine, în momentul ăsta consider că putem să spunem că avem o rețetă. Dacă ai cumva o pasiune și dacă știi să vorbești în public, noi îți putem da un model de business, îți putem da un framework, te putem ghida să câștigi bani din lucrul ăsta. Și mai mult, am chiar, hai să zicem, cum oltenii au un cuvânt se numește claim, da? Poate ați auzit. Au o, cum? Pretenție. O pretenție, da? Deci am o afirmație foarte pretențioasă. Ce-ar fi dacă din pasiunea aia și din pasiunea pentru vorbit în public ai face un business care să vină din plus, să vină pe plus din prima săptămână? Sau să pun altfel lucruri, ce-ar fi dacă din seminarul pe care tu l-ai creat cu pasiunea ta, nu numai că ai avea aproape zero investiție, ci chiar ai fi pe plus din prima săptămână. Ar fi interesant? Asta e cam bancul ăla cu... Cum? Ar fi frumos, nu? Era la un moment dat, că o doamnă își cumpără un... se duce într-un showroom din ăsta de mobilă și își cumpără un șifonier. Îl ia acasă și nu știe de fiecare... se întâmpla ceva că șifonierul ăsta tot scârția. Și îl cheamă pe un specialist de acolo, de la mobilă, și pe tâmplarul de acolo, zice, dom'le, nu știu ce se întâmplă, dar toți scârți. Și ăsta au stat un pic și și-au dat seama că scârție numai când trece un tramvai pe stradă. Deci de fiecare dată, nu știu din ce cauză, din cauza structurilor clădirii, scârția de fiecare dată când trecea tramvaiul ăla pe stradă. Și zicea, mi-a dat seama. În momentul în care trece un tramvai, scârție. Și a intrat în dulap ca să vadă de unde exact trebuie să schimbe când trece următorul tramvai. Numai că vine soțul doamnei, exact în momentul ăla, intră în casă foarte frumos și, ce să vezi, se duce la șifonier și îl deschide. Și ce faci mai aici? Dacă spun că așteptam tramvaiul, mă crezi? Așa și dacă vă spun că puteți să câștigați bani din prima săptămână, mă credeți? Exact asta se întâmplă. Și sunt în momentul ăsta, o să vedeți că sunt prieteni pe care avem și care au proiecte extraordinare. De exemplu, cel mai bun tu al lui Dragoș Stoian. Există Dana Brunghel cu proiecte, există Quantum Slim la Dana Țucă și așa mai departe. Sunt oameni pe care i-am ghidat să-și pornească propriul seminar cu pasiunea pe care o au. Și ca să trec foarte pe scurt, pentru că important pentru mine este să vă luați valoare de aici, să vedeți ce vi se potrivește. Haideți să vedem care sunt lucrurile cu care ar putea să începeți. Eu întotdeauna spun că 80% din tot ce facem e psihologie. E ca iceberg-ul ăla, o grămadă din iceberg-ul ăla e sub apă. Și în primul și în primul rând ar fi poate bine să conștientizăm că fiecare dintre noi avem în noi trei frecvențe, sunt trei tipologii. Și tipologiile astea sunt așa, artist, antreprenor și manager. Fiecare dintre noi avem în noi un artist. Fiecare dintre noi avem un antreprenor, fiecare dintre noi avem un manager. Și poate ar fi bine să le definim așa în câteva cuvinte. Artistul e cel care creează sau co-creează și reușește să transmită prin creația lui emoții, trăiri. Reușește să scoată poate și din ceilalți trăirile pe care le au prin arta pe care o face. Antreprenorul e cel care reușește să găsească modalități de monetizare a ideilor. Reușește să vadă în jur tot felul de oportunități și el le ia și le pune într-o formă astfel încât să poată să scoată bani. Iar managerul este cel care are capacitatea să gestioneze. Să gestioneze resurse, bani, timp, echipe, oameni, tot ce vreți voi. E bine, fiecare dintre noi, fiecare dintre voi, aveți în voi resursele astea, toate trei. Numai că ele nu sunt la fel de puternice. Fiecare dintre noi avem una care este predominantă. Și pariul meu sau presupunerea mea este că aici, la Speakers Arena, majoritatea sunt ce credeți? Artiști. Sunt artiști. Sunt oameni care au o pasiune și vor să o dea mai departe să se poată să transmită sentimente. Numai ca să poți să ajungi să monetizezi, ghiciți de ce aveți nevoie. De un manager și de un antreprenor. Antreprenorul e cel care poate să pună lucrurile să puteți să câștigați bani din lucrul ăsta. Au fost acum câteva dăți, au fost trei fete care mi s-au părut extraordinare din încercarea noastră de a face un pitch, era, dacă mi-aduc aminte, Ștefana, Irina și Mădălina. Da, cam așa era. Și una dintre ele a terminat ITC-ul, da? Și una dintre ele era manager. Cred că cealaltă, a treia, din păcate, nu era antreprenor, cred că era tot manager sau tot artist.
Și mă gândeam, uite ce combinație frumoasă, dacă ar conștientiza, dacă ar conștientiza că au toate trei frecvențele, ar putea să facă un lucru extraordinar. Ce vreau să spun cu asta? În momentul în care vreți să scoateți un produs pe piață, dacă nu aveți foarte dezvoltată frecvența de antreprenori în voi, invitația mea este să găsiți pe cineva care să vă ajute să monetizați. Dacă nu gestionați foarte bine resursele, timpul, banii, echipele, asociați-vă cu cineva care poate să vă gestioneze lucrul ăsta. Și dezvoltați-vă partea de artist din voi. Întâmplător, în echipa Trezește Banii, există două mari frecvențe. Una, cea de antreprenor-artist, care e ținută de Liviu, și cealaltă care este genial, managerul este genial, ținută de Irina. De Irina Gherghilescu. Da, exact, exact. Și e extraordinar că se întâmplă lucrul ăsta, noi am conștientizat și le folosim foarte frumos ca să putem să mergem mai departe. Dar în primul și în primul rând, important este să conștientizați asta. Și e nevoie, în cazul în care vreți să vă dezvoltați expert, artistul din interior și să vă găsiți, să dați cât mai multă valoare celorlalți pe subiectul pe care voi sunteți foarte buni, e nevoie de așa numită cale expertului. Și găsiți modelul ăsta la Brandon Burchard. La Brandon Burchard cu Experți Academie, care spune ceva de genul următor. În momentul în care vrei să ieși pe piață și să dai valoare, să devii expert, e nevoie de trei zone. 1. Să ai expertiză în domeniu. 2. E important să obții rezultate cu ceea ce faci tu. Și 3. Să fii model. Adică, există tot așa o expresie în Oltenia, să walk your talk. E un oltenism foarte întâlnit, dar important este să faci ceea ce spui. Nu trebuie să spui întotdeauna ceea ce faci, Doamne ferește, dar e bine să faci ceea ce spui. Și aici e foarte relativ simplu. În momentul în care tu ai o pasiune, ce ai de făcut este, în domeniul respectiv, să te instruiești, să citești tot ce se poate sau cât mai mult din domeniul respectiv. De exemplu, te interesează managementul banilor și segmentul ăsta de cum să câștigi mai mulți bani. Păi atunci ar fi bine să te uiți să vezi Kiyosaki, Tihal Becker, Tony Robbins, Randy Gage, Dave Ramsey, etc. O mulțime. Cum? Richard Branson, dar Richard Branson mai degrabă pe antreprenoriat, nu pe domeniul managementului banii. Și cu artist. Dar este într-adevăr pe undeva cu antreprenoriat. Dar hai să luăm altul. De exemplu, nu știu, relații. Dacă ar fi să luăm domeniul relațiilor, ce ar trebui să fie aici? Probabil John Gray, nu cu oamenii de pe Marte și bărbați. Așa, ar trebui să fie probabil Barbara DeAngelis, Tony Robbins, probabil că ar trebui să fie David Deida, ar trebui să fie David DeAngelo. Toți cei care vorbesc și sunt cunoscuți în domeniul ăsta ar trebui luați ca și sursă de inspirație. 2. Aplicat ceea ce spun ei, astfel încât să poți să obții rezultate în viața ta și eventual în viața prietenilor care au încredere în tine și care îți cer ajutorul. 3. Să fii model. Să folosești lucrurile și nu numai să devină doar un exercițiu. Să fii un stil de viață. Adică să nu zici, bă, eu țin dietă numai 3 luni. Nu. Dieta nu te ține decât 3 luni și după aia te îngrași la loc. Adică dieta trebuie să devină un stil de viață. Să-ți ții tot timpul într-un anumit, într-un anumit cadru tot ce vrei să faci. Și asta ar fi ideea, e foarte simplu de început. E foarte simplu să faci lucruri atunci când ai o rețetă. Pentru că dacă ai rețeta, după aia poți să faci de fiecare dată ce spune rețeta și să obții rezultate. Și legat de exact conceptul ăsta pe care îl promovează Speakers Arena, hai să ne găsim talentul. Sau poate aveți deja unul. O să vedem că există și o recomandare pentru asta. Dar după asta e nevoie să puneți peste el un layer, să puneți un strat de public speaking și asta face extraordinar aici Speakers Arena cu toată echipa pe care are și vă invit să veniți cât mai des aici. Și nu numai aici, sunt o mulțime de evenimente în care voi puteți să învățați. Vă dau un exemplu care pentru mine e uluitor aș spune. Câți dintre voi știți pe Paul Ardelean? Ar trebui să știți tot. Ei bine, omul ăsta la 21 de ani sau la 22 de ani deja merge pe calea expertului. De ce? Pentru că el se instruiește enorm, imens. Se instruiește, îi dai un telefon, este, la bibliotecă sau este undeva la un seminar sau este undeva unde învață. Mi se pare extraordinar ca și exemplu. În plus, exersează. Exersează, merge la tot felul de evenimente și vezi că extrage de acolo tot felul de chei în domeniul public speaking. Cu siguranță o să auzim probabil în câțiva ani de zile undeva la top speaker sau top coach despre ce se numește public speaking.
Dacă el la 21 de ani poate, de ce n-am putea și noi? O să zici, da, dar stai un pic, tu ai 40. Dar nu are nicio importanță. Mie mi se pare că oricând poți să folosești lucrul ăsta ca să ajungi la pasiunea pe care o ai. Și după aia, pe lângă layerul ăsta de public speaking, bineînțeles că o să trebuiască să adaugi niște abilități de business. Adică să înveți să-ți negociezi, de exemplu, chiria la un hotel. Să înveți să-ți faci o promovare. Să înveți să, eu știu, să-ți aduci niște valoare în plus. Să poți să faci un model gen seminar gratuit plus o show plată. Între noi fie vorba, secretul ca să poți să ajungi la un model de business în care să poți să scoți din prima, să fii pe plus, să fii pe plus din prima, este să creezi foarte multă valoare. Ăsta este unul din secret. Să creezi mai multă valoare decât se așteaptă cei care vin acolo. Și lucrurile astea se pot face, am pus doar câteva lucruri, doar câteva chei pe care le puteți folosi, în primul și în primul rând instruire. Ce nevoie de instruire? Noi uneori ajungem la 8 ore de instruire pe zi. E adevărat, mă întreba cineva, bă, cum poți să te instruiești 8 ore pe zi? De unde ai timpul ăsta? Ni l-am câștigat. Ni l-am câștigat, pentru că uneori suntem 8 ore în mașină, în drum, către vreun oraș. Între noi fie vorba că întreba câte orașe. Sunt 12 orașe din țară care am fost, cu proiectul Trezește Banii. Și uneori, când mergem până la orașul respectiv, sunt 8 ore pe drum. Din 8 ore, de multe ori, sunt audiobook-uri, sunt lucruri pe care le ascultăm și în felul ăsta avem în mașină o academie pe roți. 2. E nevoie să-ți găsești topic sau subiectul. Sincer să fiu aici, nu știu care dintre ele este mai... care e primul și care e al doilea. Rămâne la latitudinea voastră. La mine s-a întâmplat să mă instruiesc, 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 să mă instruiesc și la un moment dat, s-a întâmplat să-mi dau seama care mi-e pasiunea. S-ar putea să fie invers, să știți deja care vă e pasiunea și după aia, pe pasiunea respectivă, să construiți cu instruire. E nevoie, pe urmă, să deveniți, cum spuneam, experți. Dar când spun experți, mă gândesc la partea academică a lucrurilor. Cum vă spuneam, să luați diverse nume din domeniul respectiv și să vedeți ce spun. Și din ele să sintetizați. Pentru că oamenii vor sinteze. Nu vor așa numitele fluff words, cuvinte așa bla 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 uri, ei vor exact cheile ca să nu mai trebuiască să alege prin tot câmpul ăsta de informații, ei au nevoie de scurtături. Suntem într-o economie în care oamenii vor scurtături. 4. E nevoie de practică. Dacă ești doar expert, doar academician, rămâi academician. Ai probabil un titlu de academician, dar de fapt nu ajungi să practici și nu ajungi la de fapt ce vor oamenii și ei vor rezultate. Și vor de foarte multe ori să le ai tu. E, cum spunea moltenismul ăsta, walk your talk, nu știu, traduceți-i voi. Fă ce spui. Exact, fă ce spui. Deci când zicea un lucru foarte interesant, pe că am auzit undeva și un joc de cuvinte, gen practică ce predici. Deci e mult, da? Deci practică-ți predica. E ceva de genul ăsta. Și nu în ultimul rând e vorba de feedback. Și între noi fie vorba, puteți să mă... De asta am și votat, de exemplu, pentru data viitoare să vedem speech-ul despre feedback, pentru că feedback-ul e esențial. Da? Feedback-ul mi se pare esențial. Eu personal, prima dată când veneau oamenii să-mi dea feedback, aveam impresia că mă critică. Și aveam așa un gol în stomac. Într-adevăr, unii mă criticau, să ne fie clar. Unii însă, văzându-mă că sunt atât de dornic să creez valoare și dornic să fiu autentic, pur și simplu îmi dădeau feedback cu tot dragul lor. Dar feedback-ul ăsta este esențial, pentru că dacă tu nu-ți ceri feedback din sală, și pozitiv, deși apreciativ și constructiv, nu știi pe unde ești. Și dacă nu știi pe unde ești, nu poți să creezi valoare. Poți să creezi valoare doar din capul tău, dar nu este cea pe care ceilalți și-o doresc. Cam astea sunt lucrurile, cam asta era ideea cu care voiam să vin aici la Speakers Arena. Și în cazul în care vă interesează, noi avem, vă spuneam, avem o mulțime de prieteni care din ce în ce mai mult își doresc să-și creeze seminarul, o să-i vedeți că apar pe piață. Dacă vedeți seminare gratuite urmate de un workshop cu plată, să știți că este pe un framework, dacă vreți, pe un model de afaceri care a plecat și de la Trezește Banii din viața ta și îl puteți folosi oricând și voi. Folosiți-vă pasiunea, gândiți-vă cât de mult ați putea să-i ajutați pe ceilalți. Pentru că una din problemele noastre legate de mentalitate este, băi, cine mă ascultă pe mine? Exact așa am plecat și eu. Băi, cine o să mă... Dar eu pun bani în pușculiță, o să mă auziți de multe ori în seminare, plătește-te mai întâi pe tine însuți. Da? Eu pun bani în pușculiță, dar cine credeți că o să fie interesat? E bine, sunt mii de oameni, milioane de oameni care ar vrea să știe din expertiza ta și ca să poată să crească.
Însă că puteți să lăsați în felul ăsta o mulțime de semințe care să crească arbori de abundență, de valoare, de frumusețe în oamenii cu care voi vorbiți. Și pentru asta, pentru cei care credeți că vi se pare interesant, vă invit să ne dați un e-mail pe office@livyupasa.ro, pentru că suntem în momentul ăsta curioși cât de mulți oameni ar fi interesați să-și facă propriul seminar. Ca să putem, avem contentul, avem strategia, avem structurile, doar că până una alta le-am dat doar așa în mod informal. Am putea să le punem într-un seminar de 2 zile și să aducem oamenii să vedem, oameni buni, banii sunt prietenii noștri, banii pot fi un rezultat atunci când creezi valoare. De ce să nu faci ceva frumos din pasiunea ta și să dai și celorlalți valoare? De asta vă invit să intrați puteți să intrați pe liviupasa.ro, puteți să ne dați pe office@liviupasa.ro și să ne dați un mail, voi pe mine m-ar interesa. Și în felul ăsta putem să ne dăm seama câți oameni sunt interesați ca să putem să creăm un framework ca oamenii să creeze mai departe valoare. Mulțumesc frumos!